Salutare tuturor! Eu sunt Geta Crețu, expert în modelarea sprâncenelor și a micropigmentării. Astăzi, în acest video, o să vorbim despre o temă foarte actuală care o primesc zilnic de la clientele mele, cum să îți crești sprâncenele. Deci, dacă voi credeți că o să avem un video foarte lung și eu o să spun niște chestii care nu sunt cunoscute pentru voi, atunci, inițial, vă spun că nu e așa, pentru că respectând doar două reguli, care sunt de bază, voi pur și simplu o să vă creșteți niște sprânceni pufoase, stufoase și dese. Pentru că știu din experiența și personală și a clientelor mele că odată ce încerci tu singur să-ți pensezi sprâncenile și atunci ajungi să îți pensezi în exces sprâncenile și să creezi foarte multe goluri, ceea ce pe parcurs va fi foarte greu să le restabilești. Așa că prima ceea ce nu trebuie să faceți este să nu le pensați absolut deloc. Le creșteți aproximativ timp de o lună și deja după aceea veniți la un specialist care vă va ajuta să creați o formă potrivită fizionomiei dumneavoastră. Chiar dacă vă incomodează foarte tare că ele cresc pe lângă, atunci puteți doar ceea ce este pe pernuță, pe pleoapă, să pensați. Adică este categoric interzis să vă băgați în formă, pentru că forma o va face un specialist performant în acest domeniu. Și a doilea remediu, cum să vă creșteți sprâncenile pufoase și să fiți mulțumite de ele, asta este utilizarea uleiului de ricin. Foarte mulți, nu știu de ce, neglijează acest fapt, pentru că este un produs foarte ieftin, bugetar, și într-adevăr, din experiența mea cu foarte mulți clienți, el este benefic, adică după el se văd rezultate. Și cum se utilizează el? Pur și simplu după ce ați făcut igiena de seară, îl aplicați în strat subțire pe sprâncene în fiecare seară și o să vedeți că după o perioadă îndelungată sprâncenile voastre o să crească și o să facă mult mai bogate. Adăugător, vă pot spune că ajută la stimularea creșterii firelor atât procedura de laminare, cât și procedura de micropigmentare. Adică sunt persoane care deloc nu le cresc firele de păr sau sunt ca oață, cum le aveam înainte, dacă o să găsesc o poză, o să o pun aici. Dacă sunteți... Dacă vă numărați prin aceste persoane, atunci vă recomand procedura de micropigmentare, pentru că, desigur, la voi practic este imposibil să vă creșteți din nou toată structura sprâncenii. Dacă vă enumerați prin fetele care au sprâncenile exagerat de rare, ați încercat și aceste modalități, dar nu v-au dat niciun folos, atunci, desigur că eu vă recomand procedura de micropigmentare, pentru că datorită acestei proceduri se pigmentează pielea și o să aveți în permanență forma sprâncenelor cum v-ați dorit-o din totdeauna. Eu vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în videourile următoare. Pa, pa!